Bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre diviziunea celulară. Diviziunea celulară poate fi directă și indirectă. Diviziunea celulară directă se mai numește mitoză. O întâlnim la procariote și protiste. Se realizează prin fragmentare, adică apariția unui perete despărțitor care împarte conținutul celulei în două celule fiice, sau prin ștrangulare sau gâtuire, când celula se subțiază la mijloc, realizându-se astfel fragmentarea ei în două celule fiice. Nu prezintă fus de diviziune, nu se individualizează cromozomi. Imediat vom discuta despre aceste componente. Diviziunea celulară indirectă se numește și cariocinetică. Carion înseamnă nucleu. Se întâlnește la eucariote, la majoritatea organismelor vii. Se desfășoară în mai multe etape succesive, în care au loc multiple modificări la nivelul nucleului, restructurări ale materialului genetic, semnificativă fiind individualizarea cromozomilor. Prezintă fus de diviziune care ia naștere prin autoduplicarea centrozomului și este format din filamente contractile aparținând centriolilor. Cromatina nucleară se condensează și se spiralizează formând cromozomi, care sunt structuri permanente în nucleu, sunt vizibili la microscop doar în timpul diviziunii celulare și numărul lor, forma și dimensiunea sunt caracteristice și sunt constante pentru fiecare specie. În funcție de celula în care se găsește, cromozomul poate fi cromozom de tip procariot și este reprezentat de o macromoleculă de ADN care formează un cromozom circular menținut în această formă de o moleculă de ARN. La celulele eucariote, cromozomul, prin condensarea filamentelor de cromatină, formează această structură formată din două cromatide unite printr-o porțiune mediană numită centromer. Deci, acesta este un cromozom bicromatidic, adică este format din două cromatide. Brațele sunt cromatide, o cromatidă, două cromatide, bicromatidici și porțiunea mediană centromerul. Celule care conțin numărul total de cromozomi caracteristici speciei la om sunt 46 de cromozomi. Acea celulă are numărul complet, jumătate de la mamă, jumătate de la tată. Înseamnă că este o celulă 2N diploidă, garnitura de cromozomi completă. Să spunem că N este numărul de cromozomi de la mamă și 2N sunt și cromozomii de la mamă și de la tată, adică 23 de la mamă, 23 de la tată. Deci la om, toate celulele noastre, veți vedea o singură diferență, toate au 2N egal 46. 46 de cromozomi, 23 de perechi. Iar celula care are un număr înjumătățit, un singur set de cromozomi, doar de la mamă sau doar de la tată, celula haploidă. Haplos înseamnă jumătate. Și bineînțeles, dacă ne gândim logic, singurele celule care trebuie să aibă un număr înjumătățit de cromozomi sunt celulele sexuale, gameții, ovulul și spermatozoidul. Pentru că aceștia se vor uni, se vor contopi în procesul de fecundație, astfel încât să rezulte un zigot, o celulă ou, cu numărul 46, adică numărul de cromozomi specifici speciei. Nu puteau fi 46 în ovul și 46 în spermatozoid, pentru că în momentul fecundației celula ou, zigotul, avea 92 și nu mai era numărul caracteristic speciei, era un alt organism mutant, o mutație. Da?
Așadar, celule haploide sunt celulele sexuale, gameții. Restul celulelor din corpul nostru sunt diploide, 2N. Cariotipul reprezintă totalitatea cromozomilor. 23 de perechi. Fiecare pereche conține un cromozom de la mamă, un cromozom de la tată. Și fiecare pereche, ei sunt notați de la 1 la 23. Pentru că diferă fiecare cromozom, dar fiecare pereche conține cromozomi identici, unul de la mamă și unul de la tată. Da? Deci vom avea cromozomii care sunt diferiți, cromozomii care determină sexul individului, respectiv cromozomul X și cromozomul Y. Acești cromozomi ai sexului se numesc heterozomi, pentru că ei sunt diferiți, hetero. Iar restul cromozomilor, deci 22 de perechi din cele 23, da, se numesc autozomi. Deci vom avea în cariotipul uman, normal, pentru că pot exista și mutații și rezultă diferite boli genetice, maladii, 22 de perechi de autozomi, adică 44 de cromozomi, și o pereche de heterozom. Dacă sunt X și X, atunci individul este de sex feminin. Dacă sunt X și Y, individul este de sex masculin. Haideți să vedem cum se desfășoară diviziunea indirectă. Este de două tipuri. Mitoză și meioză. Mitoza se mai numește diviziune ecvațională. Schema mitozei este, dintr-o celulă 2N, se formează două celule cu același număr de cromozomi. Care este importanța mitozei? Ea asigură creșterea, dezvoltarea, păstrând informația genetică nealterată în toate celulele corpului. Înlocuiește celulele uzate, îmbătrânite, intervine în procesele de reparație celulară și formare calus, pe care îl întâlnim în plante când se rup diferite organe vegetative, tulpină, frunză, sau în fracturi osoase la animale. Atunci are loc mitoza și vă dați seama că celulele trebuie să fie identice. Da? Deci dintr-o celulă cu, să spunem la om, 46 de cromozomi, vor rezulta două celule cu 46 de cromozomi. Ciclul celular al diviziunii are două etape mari, o interfază și diviziunea propriu-zisă, mitoza, care cuprinde cariochineza, adică diviziunea nucleului, și are patru faze, fiecare cu o denumire, imediat le vom descrie, și apoi citochineza, adică diviziunea citoplasmei. Și rezultă două celule fice, așa cum am văzut în schema anterioară. Acum vom descrie fiecare etapă cu fenomenele caracteristice fiecăreia. Interfaza. În interfază, nucleul are aspect reticulat, de rețea. Se dublează cantitatea de ADN, adică ADN se replică și se dublează. De ce? Pentru că trebuie să se împartă în cele două celule fice. Acum se dublează în interfază. De asemenea, se dublează centriolii. Iar spre sfârșitul interfazei, filamentele de cromatină încep să se spiralizeze, să se condenseze. Urmează prima etapă a cariochinezei, a mitozei propriu-zise. Prima etapă se numește profaza. În această fază, dublarea centriolilor care a început în interfază și centriolii încep să migreze spre policelulei. Aceștia sunt policelulei. Ei încep să se deplaseze către poli. De ce? Am văzut în lecția anterioară la celulă, pentru că ei vor forma filamentele fusului de diviziune, care se va întinde în toată celula. Astfel ei se duc spre poli. Filamentele de cromatină continuă să condenseze și să se spiralizeze, astfel că încep să se individualizeze cromozomii, deci să ia formă de cromozom.
În același timp, se dezorganizează membrana nucleară și nucleolii. Iată, se formează fusul de diviziune acromatic, adică cromozomii nu sunt prinși pe fusul de diviziune. Da? Centriolii au ajuns la cei doi poli și încep să se vadă filamentele care formează fusul de diviziune. Atenție, cromozomii sunt bicromatidici, adică au două cromatide, da? Pentru că ADN-ul s-a dublat în interfază și încep să se deplaseze spre centrul celulei, ecuatorul celulei. Cam atât în profază. În metafază, a doua etapă a mitozei, cromozomii sunt spiralizați la maxim și se prind cu centromerul de fibrele fusului de diviziune în regiunea ecuatorială. Astfel se formează placa metafazică. Fusul de diviziune este complet format, cromozomii, am spus, sunt maxim vizibili în această etapă, sunt maxim condensați și spiralizați. La sfârșitul metafazei are loc scindarea sau clivarea cromozomilor longitudinal la nivelul centromerului. Deci ei se rup în două la nivelul centromerului. Da? Și urmează anafaza, care durează 7% din diviziune. În anafază, cromozomii scindați, iată-i, sunt o pereche de cromatide, da? Fiecare, că ei s-au rupt la mijloc. Cromozomii sunt monocromatidici și se deplasează spre cei doi poli ai celulei prin contracția fibrelor fusului de diviziune. Încep să se deplaseze. Deci anafaza, în asta constă, în deplasarea cromozomilor monocromatidici către cei doi poli ai celulei. Și ultima etapă, telofaza, cromozomii ajung la polii celulei și încep să se despiralizeze. Se formează o nouă membrană nucleară, nucleoli, are loc degradarea fusului și se formează centrioli. Apoi se formează un perete despărțitor între cele două celule și paralel cu diviziunea nucleului are loc și împărțirea citoplasmei, citochineza, și repartiția organitelor citoplasmatice în cele două celule. Astfel că în finalul diviziunii mitotice vom avea două celule fiice, 2N, același număr de cromozom ca și celula mamă, cromozomi monocromatidici, da? Pentru că au fost scindați la nivelul centromerului în metafază. Aceasta este mitoza. Al doilea tip de diviziune este meioza. Meioza se numai numește diviziune reducțională, adică se reduce numărul de cromozomi. Așa cum v-am spus, are loc în organismele cu înmulțire sexuată, astfel încât în urma fecundației să se restabilească numărul de cromozome ai speciei. Schema. Schema meiozei, dintr-o celulă 2N, se formează în prima fază două celule N. Această primă etapă se numește diviziune reducțională. A doua etapă, din fiecare celulă N se formează câte două celule N, adică este o mitoză. De aceea se numește diviziune ecvațională. Deci în prima etapă e diviziunea reducțională, în a doua etapă este o mitoză. Astfel că toată meioza cu cele două etape, din o celulă 2N, va forma patru celule cu număr înjumătățit de cromozomi. Și vom vedea ce se întâmplă. Celula 2N are cromozomi bicromatidici. Celulele N vor avea tot cromozomi bicromatidici. Acum, în a doua etapă, în mitoză, vor rezulta cromozomi monocromatidici.
Imediat vom detalia. Importanța biologică a meiosei este faptul că în timpul acestei diviziuni au loc fenomene de schimb de material genetic între cromozomii omologi, adică ai mamei și ai tatălui, fenomen numit crossing over, ceea ce induce variabilitatea genetică. Indivizii vor fi puțin diferiți, nu vor ieși celule identice, pentru că se amestecă, se face schimb de gene. Da? De aceea suntem noi diferiți față de părinții noștri, dar moștenim caractere de la ei. Ciclul celular, așadar, la meioză, este format din, la fel, prima fază, interfaza, apoi meioza propriu-zisă, care am zis că are două etape. Prima etapă este etapa reducțională cu cele patru faze, dar pentru că sunt două diviziuni, le vom nota 1 și 2. În prima etapă a meiozei, diviziunea reducțională, vom nota cele patru faze, profaza 1, metafaza 1, anafaza 1, telofaza 1. Apoi urmează din nou o interfază, o numim interfaza 2, și a doua diviziune din meioză, diviziunea ecvațională sau de maturație, care este practic o mitoză și are aceleași faze, dar le vom nota cu 2, dar sunt identice cu etapele mitozei. Profaza 2 e identică cu profaza mitozei, metafaza 2, anafaza 2, telofaza 2. Iată, profaza 1 din meioză este mai lungă, pentru că în această etapă au loc fenomenele de crossing over. Iată ce se întâmplă. Cromozomii sunt filamente lungi, subțiri și nespiralizate. Sunt bicromatidici și sunt împletiți într-o rețea numită spirem. Apoi cromozomii omologi se apropie. Cromozomii omologi, adică cromozomul din perechea 1 de la mamă cu cromozomul din perechea 1 de la tată. Și așa mai departe pentru fiecare pereche de autozomi. Se apropie unul de altul și formează bivalențe, așa se numește această apropiere a cromozomilor omologi. Apoi continuă să se spiralizeze, să se îngroașe și începe fenomenul de conjugare, adică ei se apropie și se ating, ca și când ar fi un fermoar care se închide. Se formează astfel sinapsa, care împreună cu fibrele radiare care înconjoară cromozomii omologi, formează sinaptonul sau complexul sinaptonemal. Aici, în acest complex, cromozomii omologi sunt menținuți atașați pentru că locurile în care ei se ating se formează chiasme, așa se numesc, și aici au loc schimb de gene. Gene de la cromozomul tatălui trec la cromozomul mamei și așa mai departe. Fenomen de crossing over, pe la chiasme. Apoi începe să se descompună acest complex sinaptonemal și are loc diachineza. Îngroșarea cromozomilor este maximă, rămân câte doi perechi, fiecare, omologii, dispar nucleolii, ca în profaza mitozei, aici începe să semene, dispar nucleolii, membrana nucleară dispare și centriolii migrează spre cei doi poli ai celulei să formeze, începe să se formeze fusul de diviziune. Ce trebuie să rețineți? Cel mai important, în profaza 1, cromozomii omologi formează sinaptonul, da? Și la nivelul chiasmelor, punctele de contact dintre cromozomii omologi, au loc fenomene de crossing over. Astfel, se recombină genetic, rezultă cromozomi recombinați genetic. Metafaza 1. La metafază, la fel, se formează fusul de diviziune complet și cromozomii se așează la placa metafazică, dar, spre deosebire de metafaza din mitoză, cromozomii se atașează de placa metafazică cu chiasmele, nu cu centromerul. Centromerul este către poli. Da? Deci ei se prind de placa metafazică prin chiasme.
la sfârșit nu se mai rup, nu mai clivează la nivelul centromerului. Aici este diferența. Da? Deci la sfârșitul metafazei ei nu se mai rup. Pur și simplu se îndepărtează în anafază, încep să se deplaseze către cei doi poli. Migrează, da? Acum depinde. Aceștia să spunem că sunt cromozom de la mamă, cromozom de la tată. Pot să migreze doi la într-o celulă, 1 și 1, da? Iată, încep să apară diferențe. Dar cromozomii, pentru că nu s-au mai scindat la nivelul centromerului, sunt bicromatidici. În anafază, de la mitoză, erau monocromatidici. Aici este o primă diferență și vă rog să rețineți. În anafaza 1, cromozomii bicromatidici și recombinați genetic migrează către cei doi poli ai celulei. Telofaza, la fel, cromozomii se despiralizează, se formează un perete despărțitor și începe să se formeze membrana nucleară. Rezultă două celule fice, diadă. Acum începe a doua etapă a meiozei. E precedată de o mică interfază în care, atenție, nu se mai dublează cantitatea de ADN. Deci cromozomii sunt bicromatidici, dar sunt înjumătățiți. În celulă erau 4, dacă vă amintiți, iată, 4 cromozomi, da? 1, 2, 3, 4, pentru că nu s-au scindat, pur și simplu s-au împărțit, au rezultat două celule cu câte 2 cromozomi. Bine, eu am spus ceva simbolic, în total la noi în celulele noastre sunt 46, deci 23 acum în fiecare celulă, în această etapă a diviziunii. Și începe a doua etapă a meiozei, etapa ecvațională, care de fapt este o mitoză. Singurele diferențe sunt aici, cromozomii sunt în număr înjumătățit față de celula mamă, dar procesele, etapele, fenomenele care se întâmplă în fiecare etapă sunt aceleași ca la mitoză. Cromozomii se respiralizează, da, încep să se distingă în profază. Începe să se formeze fusul de diviziune. În metafaza 2, cromozomii se dispun în placa metafazică, iată-i, prinși cu centromerul. Da? Prinși cu centromerul, pentru că, da, la sfârșitul metafazei 2, ca și la mitoză, ei se vor cliva, adică se vor scinda, și în anafaza 2, vor rezulta, în urma scindării, cromozomi monocromatidici, care migrează către cei doi poli atrași de fibrele fusului de diviziune. Deci în anafaza 1 erau cromozomi bicromatidici, în anafaza 2 sunt monocromatidici. Și în telofază, din fiecare celulă vor rezulta două, cromozomii se despiralizează, se restructurează nucleul, cu cromozomi monocromatidici. Deci iată că în final, dintr-o celulă au rezultat 4. Așadar, iată, principalele etape din fiecare tip de diviziune. Mitoză, o celulă formează două celule cu număr identic de cromozomi și meioză, o celulă 2N formează 4 celule N. Etapele la mitoză, interfaza, profaza în care centriolii încep să formeze fusul de diviziune, se individualizează cromozomii, da? Se dezorganizează membrana nucleară și nucleolii și cromozomii încep să se deplaseze către centrul celulei. În metafază formează placa metafazică, fusul de diviziune este complet format. Anafază, în la sfârșitul metafazei se rup, scindează cromozomii în dreptul centromerului. În anafază, cromozomi monocromatidici care se deplasează spre cei doi poli. Telofaza, se formează un perete despărțitor, citochineza și formarea membranei nucleare rezultă două celule identice cu celula mamă. La meioză, două etape. Prima etapă se reduce, deci este etapa reducțională, se reduce numărul de cromozomi. În a doua etapă rămân la fel cu celulele din care
se vor divide. Da? Principale diferențe în profaza 1 au loc fenomene de crossing over. Metafaza se prind cu chiasmele, nu cu centromerii de placa ecuatorială. În anafaza 1 sunt cromozomi bicromatidici, uitați cum sunt figurați în aceste imagini, secvențe roșii s-au atașat cromozomului de culoare albastră, adică gene luate de pe cromozomul matern în momentul crossing over-ului, fenomene de schimb de material genetic, recombinare genetică. Da? Deci în anafaza 1, cromozomii bicromatidici recombinați genetic în profază migrează către cei doi poli. În final, telofaza 1 rezultă două celule cu număr înjumătățit de cromozomi. Iată, aici erau 4, aici sunt 2 în fiecare celulă. Iar etapa ecvațională este identică mitozei, adică dintr-o celulă cu 2N, la metafază scindează cei doi cromozomi, rezultă 4 cromozomi monocromatidici. Monocromatidici care vor forma două celule, fiecare cu câte N număr de cromozomi. Bun. În concluzie, care sunt asemănările și care sunt principalele deosebiri dintre mitoză și meioză? Asemănări. Ambele parcurg aceleași etape caracteristice, profaza, metafaza, anafaza, telofaza. Ambele diviziuni parcurg procese non-cromozomiale, precum formează fuste de diviziune, dispare membrana nucleară, citochineza. Deosebiri între mitoză și meioză. Locul de desfășurare în celule somatice și durează în medie 60 de minute la mitoză, la meioză, în celulele organelor reproducătoare, formându-se gameții și durează la plante 1-5 zile, la oameni până la 6 luni. Numărul și tipul de celule formate. Dintr-o celulă 2N se formează două celule diploide la mitoză, la meioză o celulă diploidă formează 4 celule haploide. Mecanismul la mitoză este o singură diviziune, în timpul căreia se desfășoară cariochineza și citochineza. La meioză sunt două diviziuni succesive, etapa reducțională și a doua etapă, care practic este tot o mitoză. Evenimente ce caracterizează etapele. La mitoză, profaza este scurtă, spre deosebire de meioză în care este mai lungă, pentru că se formează bivalenții și au loc fenomenele de crossing over. În această profază, la mitoză, nu formează bivalenți, nu există crossing over. În metafază apare diada cromozomială, tetrada cromozomială, adică prinși cu centromerul de placa metafazică, aici sunt prinși prin chiasme și formează tetradele. Anafaza, migrarea cromozomilor monocromatidici în mitoză și în anafaza 1 sunt bicromatidici, în anafaza 2 sunt tot monocromatidici, pentru că e identică cu mitoza. Și, bineînțeles, importanța. Mitoza asigură constanța numărului de cromozomi în toate celulele somatice, intervine în creștere, dezvoltare, regenerare, înlocuire celule îmbătrânite. Iar meioza asigură constanța numărului de cromozomi în cadrul fecundației. Deci în gameții trebuie să fie jumătate pentru ca în momentul fecundației să se reîntregească numărul de cromozomi caracteristici fiecarei specii. Și prin meioză crește variabilitatea genetică. În recombinări rezultă cromozomi puțin diferiți de cei materni și paterni, astfel intervine variabilitatea. Aceasta a fost lecția. Puteți să o reluați și să o revedeți, pentru că știu că sunt multe informații. Sper să vă ajute schemele și sintezele pe care le-am făcut eu. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine vă doresc. La revedere!